Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan. Realitatea românească din această seară de la postul de televiziune 6 TV ne oferă posibilitatea de a discuta despre distrugerea simbolurilor naționale și aici avem în vedere în mod deosebit situația de săptămâna trecută, când la Oradea, în urma spune reprezentanții primăriei aplicării legii și o să vedem despre ce este vorba, a fost dată jos de pe socul statuia lui Mihai Viteazul, urmând a se instaura, între ghilimele spus acolo, statuia regelui Ferdinand I al României. De ce justifică oficialitățile locale, autoritățile locale, de fapt, această modalitate? Pentru că se împlinesc în ziua de 23 mai 2019, 100 de ani de la vizita în Oradea regelui Ferdinand I și a reginei Maria, ca să justifice, între ghilimele spus la fel, justifice modalitatea prin care autoritățile militare de atunci au preluat și municipiul Oradea, pentru că între 1924 și 1940 această statuie a fost alocată în acea piața Unirii din municipiul Oradea, în centrul municipiului Oradea, dar miercuri trecută, iată, s-a întâmplat această situație în virtutea unei dezinformări totale a opiniei publice din municipiul Oradea și, de ce nu, a protestului unor reprezentanți ai sindicatului Mihai Viteazul, cei care în anul 1994, prin contribuția lui financiară și prin obținerea avizelor de la autoritățile competente, au fost cei care au stabilit ca această statuie să fie așezată în Piața Unirii din Alba Iulia. Din Oradea. Autoritățile locale au justificat această acțiune în baza legii, pe baza unor avize emise de Ministerul Culturii și Identității Naționale, în baza legii numărul 120 din anul 2006, privind protejarea monumentelor de for public, și a legii numărul 422 din 2001 a protejării monumentelor istorice. S-au emis două avize de către Ministerul Culturii și Identității Naționale, unul în anul 2018 și unul în baza articolului 5 din legea 120 din anul 2006 și altul în 2019, tot în baza articolului 5, iar autoritățile locale, aici mă refer la Direcția de Cultură a județului Bihor, justifică această acțiune pe baza obținerea avizelor conform legii numărul 422 din anul 2001. Iată însă că s-au strânit foarte multe controverse, pro și contra, în legătură cu această acțiune care poate, din punct de vedere autorităților locale, este justificată în baza acelor avize legale, dar în această seară, alături de invitații mei, vom încerca să facem un recurs la istorie pentru a afla adevăratul motiv pentru care s-a ajuns la această modalitate. Chiar reprezentanți ai partidelor politice, și aici mă refer în special la Șerban Nicolae, au luat atitudine considerând că aceasta este o rușine, acest fapt de a muta statuia lui Mihai Viteazul și de a o reloca pe aceea lui Ferdinand I, a regelui Ferdinand I, este practic o rușine națională, amintând chiar și despre o poezie a poetului Adrian Păunescu. Mai mult decât atât, vom vedea ce se va întâmpla, pentru că pe data de 23 mai în acest an se preconizează un eveniment deosebit la Oradea, în legătură cu împlinirea 100 de ani de la momentul în care regele Ferdinand I și regina Maria au fost prezenți în municipiul Oradea. Pentru a discuta despre acest eveniment și de ce nu, și despre alte aspecte ținând cont de politica actuală internă și internațională, am în această seară invitați de renume în platou postului de televiziune 6 TV și mă refer la domnul general Mistrăinu. Bună seara, domnule general, și mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi prezent în această misiune și a dezbate un subiect extrem de sensibil. Totodată, l-am alături de mine pe domnul
profesor universitar dr. colonel rezervă Mircea Dogaru, președintele Sindicatului Cadrelor Disponibilizate. Bună seara, domnule profesor, și mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și, în ultimul rând, doamna Olga Coitoru, realizator TV, care alături de noi sunt convins că va avea un aport deosebit la a putea descifra care este până la urmă obiectivul pentru care se întâmplă astfel de situații, chiar dacă justificate sau nu pe baza unor avize emise de instituții abilitate. Aș începe pe domnul profesor universitar Mircea Dogaru. Cum vede dânsul această atitudine a autorităților locale din Oradea de a procede la o astfel de acțiune, de a muta această statuie, mai ales pentru că vorbim de evenimente de ordin istoric, dumneavoastră fiind un foarte bun istoric, sunt convins că aveți răspunsuri deosebit de pertinente în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la Oradea. Deci nu pot spune decât adevărul ca istoric. De 2 ani de zile de când s-a bătut papa, de când s-a bătut palma cu între nunțiul papal argentinian Buendia și episcopul Iacobini de Alba Iulia, hotărându-se vizita papei Francisc I, 28 mai 2 iunie, în grădina Maicii Domnului, s-au și hotărât unii ca pe 2 mai, ca pe 2 iunie să facă mare tevatură cu autonomia Ardealului și cu independența așa zisului ținut secuiesc. Invadat a fost întreaga Europa, în special Germania, Franța, de cărți privind Trianonul, cum ar fi furat românii la Trianon Transilvania ungurilor, pe fondul inculturii generale occidentale și, bineînțeles, despre istoria secuilor. În replică, noi, cât mai suntem istorici militari, facem ceea ce ar fi trebuit să facă statul. Acolo, pe unde au intrat cărțile produse în Ungaria și în România, pe la Târgu Mureș, ne-am lansat deja între Alba Iulia și Trianon, Ungaria tuturor cauzelor și războaiele de succesiune, 1918-1920, cu documente și, înainte de venirea papei, lansăm și istoria secuilor. Cea reală, pe documente. Pentru că, dacă ați observat, în propaganda asta, care nu are ce căuta într-o Europa unită și nu are nicio legătură cu ideile europene, se folosesc 4 termeni, care au avut o semnificație istorică. Ungur, maghiar, secui, ceangău. De nimeni nu înțelege despre ce este vorba. Nu insist, pe acest fond trebuia demonstrat faptul că în România poporul român este în disoluție, nu numai statul român. S-au băgat 100 de milioane de euro în proiectul Trianon coordonat personal de Victor Orban. S-au băgat 6 milioane de euro numai în televiziunea de limbă ungară, pentru că ăsta este termenul corect, nu maghiară, din România ca propagandă. Bravo lor, au un proiect și îl susțin, îi respectăm pentru asta. Palmă nouă, că nu avem niciun proiect și reprezentanții statului nici fac datoria, ba dimpotrivă. Și apar tot felul de evenimente care se leagă de apropiată venirea papei, cum este mizeria cu batjocorirea militarilor români care și-au dat viața pentru unire la Valea Uzului, cu acoperirea cu saci de gunoi a statuilor, a monumentelor, crucilor, de fapt, din cimitirele eroilor români, de parcă Valea Uzului n-ar face parte din România, ar fi pe planeta Marte. Și scandalul cu Oradea. La Oradea e vorba de domnul primar Ilie Bolojan și domnul viceprimar Florin Birta, care încearcă demolarea monumentului Mihai Viteazu încă din 2008. În 2014 am fost acolo, la Oradea, la o mare manifestație a rezerviștilor, cu filiala noastră de sindicat de la Oradea. Domnul primar mergea pe ideea că nu are nicio legătură Mihai Viteazu cu Oradea. Ca istorici am demonstrat, pune mâna pe carte, am lansat atunci cartea cu Mihai Viteazu. Păi Oradea, garnizoana Oradea a fost cea care nu s-a predat. Ultimul fragment de Românie liberă în iarna 1600-1601 a fost Oradea Hoedin, unde militarii lui Mihai Viteazu au apărat ideea statului român unitar. Fac o paranteză. Mi-e silă de toate puștoicele care vorbesc la televizor ca analiste despre România este o invenție ca termen a pașoptiștilor. Nu! De când au apărut Imperiul Romano-German, recte carolingian și istoricii Imperiului Romano-German, precizau cu claritate că dincolo de Tisa până departe spre Nipru se întinde România, adică țara românilor. Termen folosit de istoriografia germană, a se vedea Rudolf din Ems cu Marea Istorie de la 1250. Deci, faptul că suntem inculți, că nu ne cunoaștem istoria, că ne prostim singuri din interes politic meschin și adesea antinațional, nu ne scuză. Nu sunt de blamat cei care își urmăresc interesele, de blamat suntem noi.
momentul în care s-a înțeles că Oradea are aceeași importanță și la 1600 și la 1918 pentru România și idealul românesc de unitate, s-a venit cu principiul anteriorității. În sensul că stai să vezi că acolo unde era monumentul Mihai Viteazul la Oradea ar fi fost înainte, deși nu chiar în același loc, o statuie a lui Ferdinand. Și pe principiul anteriorității, hai să-l dărâmăm pe Mihai Viteazul, să-l punem pe Ferdinand. Partea distractivă este că alături de Piața Unirii din Oradea, unde Mihai Viteazul trebuia să fie ca simbol al Unirii, pentru că la 1600 Unirea a rezistat prin Oradea și nu prin altă localitate, este Piața Ferdinand. Păi dacă tot voia să-l puneți pe Ferdinand, puneți-l în Piața Ferdinand. Cu mare entuziasm, după ce au încercat să le atragă atenția consilierilor din primărie români, domnii de la UDMR, bă, dar piața e mare, puteți să-i așezați pe amândoi, care e problema? Dar dacă tot vorbiți de principiul anteriorității, noi suntem de acord, votăm, dar vă atragem atenția că înainte de Ferdinand, acolo a fost statuia Sfântului Ladislau. Situația în care m-au împăcat și capra și varza și podul care leagă cele două piețe a primit numele de Sfântul Ladislau, între Piața Ferdinand și Piața Unirii, ca să vadă toată lumea cât de slab suntem în susținerea simbolurilor naționale. Deci pe acest principiu, fără să dezinformăm Ministerul Culturii, care nu a dat un aviz în sensul demolării sau relocării statuii, practic au comis un atac la proprietate. Acea statuie a fost plătită timp de 6 ani, e în valoare de 1,5 milioane de euro la ora actuală, cu până la 7% din salariu de către militarii din 13 unități ale diviziei 11 mecanizată de la Oradea. Și nu numai de către militari, și de către civili. Deci este proprietatea nu sindicatului, ci Asociației Culturale Mihai Viteazu, condus astăzi de fostul comandant, de domnul general Lungu, și de ca secretar de un istoric cunoscut, domnul colonel Constantin Moșincat. Ei își revendică proprietatea. Partea distractivă este că deci au dat jos statuia de care și-au bătut joc, de monumentul lui Mihai Viteazu, care veghea fruntaria de vest a țării, așa cum a vegheat-o la 1600, fapt pentru care a și plătit cu viața el și o grămadă dintre capitanii lui. Dar vor să instaleze o statuie a lui Ferdinand pe soclul monumentului lui Mihai Viteazu, care aparține tot militarilor, care au plătit totul și soclul și statuia și care n-au cedat-o niciodată ca drept primăriei prin niciun proces verbal. Deci este un atac la proprietate. Eu i-am sfătuit și sfătuiesc în continuare pe rezerviștii din Oradea și o să le trimitem tot sprijinul posibil și civil, dintre civili, asociați și militari, să picheteze statuia și să împiedice această insultă gravă la adresa onoarei și demnității militare. Din punct de vedere istoric, le mai atrag atenția domnilor care încearcă să-l folosească pe Ferdinand pe motiv, cum l-au mai folosit pe motiv că seamănă cu Iohannis, că lucrurile stau cu totul altfel de cum au mers pe propagandă săptămâna trecută, când și-au asumat marele merit de a fi demolat pe Mihai Viteazu la Oradea, unii. Nu spun cine, că suntem în campanie electorală. Dar lipsa de cultură și prostia nu insult pe nimeni. Am trimis deja 2 scrisori ministrului Apărării Naționale cu titlul Imbecilism politic sau trădare, o jignire fără precedent adusă Armatei Naționale la Oradea, cerându-i Ministrului Apărării Naționale să intervină, pentru că se vrea pe 23 mai ceremonial militar. Adică militarii să prezinte steagul, să prezinte onorul la dezonoare, la bătaia de joc adusă armatei, ceea ce nu este de acceptat. Dacă asta se întâmplă, Ministrul Apărării Naționale trebuie să demisioneze imediat, dovedind încă o dată că nu are nicio legătură cu armata. Iar pe viitor ar trebui să se înceteze să se mai numească miniștri care sunt cu totul străini de domeniu. Nu pentru că omul ar avea vreo vină, nu cunoaște. Întrebarea este ce fac consilierii lui. Secretarii de stat. În privința adevărului istoric și cu asta închei, dacă tot vorbim despre Mărețul Ferdinand, în scrisoarea respectivă către Ministrul Apărării Naționale, în prima scrisoare către Ministrul Apărării Naționale, îmi permiteam ca istoric, și nu cred că îndrăznește cineva să mă contrazică, să aduc niște argumente. Astăzi domnul primar a demolat monumentul sub pretextul că înaintea lui a fost acolo statuia regelui Ferdinand, pe care propaganda imbecilă l-a folosit pentru imaginea lui Iohannis. Istoric vorbind, Ferdinand, numit de militari bețivul, chibițul, moșteacă și de regina Maria, adevărata făuritoare a Marii Uniri, sclavul, este cel care în noaptea întregii României în războiul întregirii 14-27 august 1916 a plâns în brațele valetului Neumann, disperat că atacam adevărata lui patrie Germania. A fost și a murit ca și Carol I, ofițer patriot german. Punct. Și aceasta după ce a șarjat cu cavaleria și a tras cu tunurile în tineriba română, care ceruse intrarea în război pentru eliberarea Ardealului. Asta a fost contribuția lui Ferdinand ca persoană la Marea Unire.
La vremea respectivă a existat o poezie care a inflamat Ardealul, care a produs dezertări masive de pe front. Poezia Vremea Ardealului, a lui Radu Cosmin. O strecurau în cizme ceferiștii, o duceau peste munți. Acolo ajungea la Blaj, unde secretarea episcopiei de la Blaj, Maria Puia, o multiplica. Avea o rețea din 100 de, peste 100 de elevi și studenți, foști colegi. Ăștia umpleau gările și o dădeau soldaților care mergeau pe front și se produceau adevărate crize, adevărate șocuri psihice. Păi ideea că România trebuia să intre în război pentru recuperarea Ardealului. Cum să intre în război dacă regele Carol I încheiase un tratat secret de alianță cu Austro-Ungaria în mijlocit de Germania, la Gastein, apoi la Viena, prin care a renunțat pentru totdeauna la Ardeal, la Bucovina de Nord, la Crișana și la Maramureș. Acesta este adevărul. Pentru ce? Pentru coroana de rege. În această situație, deci poezia respectivă, Vremardelu. Și cu asta închei, Vremea Ardealului, începea așa, maestății sale regelui. Sire, am văzut în noapte regimentele pe stradă, baionete, săbii, goarne și am gândit că e vreo paradă. Am crezut că merg oștenii mândrei noastre artilerii să salute glas de tunuri ceasul sfânt al învierii. Am crezut la miețul nopții că oștenii în armație ai chemat la ceasul ăsta să-i repesc peste Carpați. Dar la sunetul de goarnă, în loc munții să se sfarme, oștile măriei tale au scos săbile să sfarme și să înnăbușe în pieptul tinerimei idealul celor ce strigau noapte Vremea Ardealului, Vremea Ardealului. Nu știu cine a dat porunca și barbară și nedreaptă, dar socot că nu-i măsura cea mai bună și înțeleaptă să se înnăbușe cu spade tot ce avem mai sfânt în noi, sufletul întregii nații care strigă Vremea Război. Și continuă, poezia este cutremurătoare. Radu Cosmin era ziarist și corespondent de război. Avea să însoțească trupele române până la Budapesta în 1919, când s-a pus opinga pe Parlamentul Ungar. A și fost interzis, s-au făcut procese, adică nimic nu este nou sub soare. Ce se întâmplă astăzi, s-a întâmplat și atunci, putem sta liniștiți din punctul ăsta de vedere. Deci revenind, da, am avut un suveran. Rusoaică după mamă, englezoaică fica duciului de Edinburgh după tată, un singur merit a avut, major Carol I, care a preluat o țară ca domnitor de la Cuza și de la generația lui Cuza, că i-a ales-o de nevastă lui Ferdinand, care nu era în stare de nimic. Apropo de asta, la încoronarea a întârziat 3 ore, întrucât a trebuit dezbătat regele să poată sta în picioare, să poarte mantia și coroana pe cap. În spiritul adevărului istoric pe care trebuie să-l cunoaștem. Deci aduce o gravă dezonoare a armatei ca să o pui să defileze în fața unui soclu mutilat, unde a fost monumentul întâiului întregitor al României, ca să aducă salut și omagiu cui? Unui așa zis prinț făcut de un președinte de republică, unor persoane care potrivit tuturor constituțiilor monarhice ale României, că au fost 3 la număr, n-au nicio legătură cu nicio idee de moștenire de coroană, pentru că femeile erau excluse. De apururi, ele pentru eternitate, ele pentru perpetuitate este termenul folosit, da. Ele și urmașii lor, îmi inventez prinț Nicolae, păi dacă Mihai era pătron, respectiv un nepot n-avea niciun fel de drept. Și dacă bunică sui era și ziua de astăzi rege domnind. Pentru că asta era constituția monarhice, tradiția poporului român. Până când falsificăm istoria de dragul unei politici antiromânești, a unei politici de slugi. Asta se întâmplă la noi, din păcate, în cultura naște monștri. Și monștrii au apărut la Oradea, iar militarii Oradei, cei care s-au sacrificat ani de zile de buzunarul lor, au plătit monumentul care le aparține, tocmai pentru ideea că Mihai Viteazul trebuie să stea de strajă la toate hotarele țării, pentru că este martirul care s-a sacrificat pentru ideea de unitate și pentru România unită. Deci militarii nu pot accepta acest lucru. Iar dacă nu înțelege asta ministrul apărării să măcar să oprească orice ceremonial militar acolo pe 23 mai, atunci îl vom obliga să plece. Pentru că o astfel de insultă din politicianism imbecil și lipsit de orice rațiune și bazat pe lipsa de cunoaștere și de cultură, nu poate fi acceptat. Acesta este punctul de vedere al rezerviștilor Oradei. Acesta este punctul de vedere pe care Sindicatul Cadrelor Militare și-l însușește și pe care eu, ca istoric, îl susțin în fața oricui. Indiferent cine vine, îi voi cere să-mi producă actul de căsătorie în original dintre așa zisul rege Mihai și prințesa Anne de Bourbon-Parma, care n-a fost niciodată regină. Îi voi cere să-mi producă actul de divorț sau de deces al lui Aerin, prințesa din casa engleză, prima soție a așa zisului rege Mihai. Îi voi cere să mi se aducă dovezile din punct de vedere test ADN că Mihai era rudă cu Carol al II-lea, ca să terminăm odată
această mârșăvie și această ticăloșie cu inventarea de moștenitori și de drepturi, numai ca să se facă pradă în această țară până la capăt. Pentru ce? Suntem chiar atât de bogați după ce ne-au umflat tot ce se putea umfla, să mai dăm din nimicul care ne-a mai rămas? Cui? Dăm celor care au avut un merit. Merit au avut soldații români care zac în bătaie de joc, acoperiți acum cu saci de gunoi la Valea Uzului. Ăia au avut merite. Mihai Viteazul a avut merit. Regina Maria, care inimă a fost îngropată la Balcic și a fost adusă din lașitate înapoi în țară. Deși dacă vă duceți la Balcic, acum bulgarii vă spun despre ea mai mult decât știu ai noștri. Și îi poartă respect în continuare, pentru că Balcicul are acolo un monument de vizitat. Castelul ei, cel mai drag al ei, cu grădinile care sunt încă, pe care le întrețin, bravo lor, sunt cu adevărat europeni. Și rușine nouă că nu suntem în stare să ne apreciem valorile și că transformăm hoții și ticăloși în eroi, iar pe eroi bat jucorim în ultimul hal. Mulțumim, îmi cer scuze, dar ca militar și ca istoric militar nu pot accepta imbecilismul politic. Da. Mulțumim mult, domnule profesor Mircea Dodan. Avem deja mesaje de la telespectatori de mulțumiri pentru tema. Da, această carte este dedicată venirii papei, se numește Între Alba Iulia și Trianon, Ungaria tuturor cauzelor și războaile de succesiune. Autor sunt eu. A fost redactată, editată la Târgu Mureș, răspândită în tot Ardealul, în biblioteci, licee, colegii, dar și în afară, la românii din afara granițelor, nu din diaspora, că noi nu avem diaspora. Nu înțelegem ce este cea diaspora. Urmează în curând istoria secuilor, secuii poporul furat. Să înțeleagă și domnii aia care vin și ne spun că acolo e Arghita și nu România, că cu 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, părinților vorbeau românește sau săsește, pentru că erau români sau sași sau orice altceva. Adevărații secuii, urmașii avarilor de odinioară, au dispărut sub ochii noștri, din păcate. Noi i-am trădat și am ajutat să dispară prin ungurizați, fiind prin maghiarizare. E timpul să spunem adevărul. Da. Domnul general. În primul rând vreau să subscriu la absolut tot, subliniez absolut tot ce a spus domnul profesor, un istoric care respectă ceea ce se numește adevărul istoric pe documente, deci noi în această emisiune vorbim pe documente, și în același timp să constat, și vreau să spun cu atât, să constat că, iată, încă o dată suntem puși în fața de a vedea starea de anomie a statului român, disoluția organelor statului care ar trebui să vegheze la ceea ce înseamnă un stat. Și întreb și eu, pentru că sunt militar, chiar dacă sunt rezervist, probabil că se știa de acest act de foarte mult timp. Unde este Serviciul Român de Informații? Unde sunt organele abilitate care trebuiau să vegheze la apărarea valorilor naționale? Unde sunt cei care trebuie permanent, rețineți, permanent, să vegheze la unitatea și statalitatea României? Am auzit zilele trecute, verificați, intrați și pe internet, se vorbește de țara de la marginea Ținutului Secuiesc. Adică e o țară la marginea Ținutului Secuiesc și Ținutul Secuiesc este cu totul altceva. Am să vă spun un lucru apropo de statuie, pentru că eram militar atunci și aveam colegi acolo, eu eram în altă zonă a țării, și la vremea respectivă a fost o mare problemă, rețineți, cu Ungaria, pentru că era problema cum să-l așeze pe Mihai Viteazu. În ce parte pune coada și în ce parte pune sabia al Mihai Viteazu. Coada calului. Exact, da. Da. Deci a fost o mare problemă și atunci s-a rezolvat o chestie asta, șeful statului atunci, Ceaușescu, care oricum o fi sau oricum n-a fost, nu puteți spune că n-a fost un patriot român. Mai departe. Pe drept, întâmplător sunt și eu absolvent de științe juridice, în momentul de față avem de a face cu încălcarea legii mult flagrant. Peste tot se bate PIO-a cu proprietatea care proprietate, este, cod penal, cod civil și alt sistem de reglementare judiciar, deși în afară de asta nu mai avem niciun fel de problemă în țara asta, le-am rezolvat pe toate. Iată că aici avem încălcarea proprietății, jignirea simbolurilor naționale și pot continua așa până mâine dimineață. Mai este ceva. Mă uit la acele imagini când se demolează statuia. Unde sunt orădenii? Unde sunt locuitorii acelui oraș? Asta este situația în care ne-a adus Uniunea Europeană. Suntem cetățeni europeni și nu mai suntem români. Suntem cetățeni de mâna a doua a europeni și nu mai suntem români. Uităm
Că atunci când am născut prima dată, am zis mama. N-am zis mat, n-am zis mama, n-am zis muză, n-am zis nici altceva. Încă ceva. Văd și observ ca om de televiziune și de presă tot felul de personaje absolut dubioase. Plătite din afară. Se știe foarte bine de unde sunt plătite. Serviciile noastre știu. De ce nu se acționează? Domnul profesor spunea aici foarte clar de ministrul Leș. Eu am o problemă cu el. L-am cunoscut în mod întâmplător la parada de la 1 decembrie. Când hăhăia pe marginea paradei și râdea cu gura până la urechi, când avea un tanchist electrocutat la Alba Iurea, când i-a căzut unul din mașină, când avea un tank care nu i-a pornit, când a avut niște probleme cu taburile, aviația a dat de colac când a trebuit. N-are nicio treabă în singura lui legătură cu ceva care e ceva de... că a fost trăgător la tir cu pușca. Cât o să mai acceptăm în capul armatei tot felul de indivizi care n-au niciun fel de treabă? Nu e vina lor, nu e vina lui. Este N-a făcut armata, e vina consilierilor. Și așa mai departe. De la Ministerul Apărării Naționale. Acei care ar trebui să aibă grijă de imaginea ministrului și a armatei. Să le gândim cine sunt acei miniștri. Vă vedea că aceștia sunt niște tipi mult mai puțin pregătiți pentru orice altceva decât pentru armată. Deci iată unde suntem. Și întrebați unde sunt serviciile? Păi armata a fost desființată, distrusă până în 2007, a urmat poliția și a rândul serviciilor. Cu ordonanța 59 al Olguța Vasilescu au fost demantelate serviciile. 20.000 de cadre specializate au plecat din armată interne și servicii până ordonanța 59 din 2017. Este absolut adevărat. Sunt unitățile goale, pustii. Și în fața unui acest tip de gest, încă o dată, e marea mea întrebare. Unde sunt românii? Bine, au plecat 3 milioane, dar au rămas 19. Unde sunt? Unde suntem? La această întrebare după un moment de publicitate. Deci noi aici, care am fost, ne-am revoltat, am dat telefon, am vorbit. Domnul profesor a făcut o felul de investigație, am aflat adevărul. Problema este că această adormire generală, în care se pare că nu mai ne scoate nimeni cu nimic, ne va duce poate la pieile și la dispariție ca țară și ca neam. Nu, oamenii acționează, să știți. Uitați aici. Ștampilă, semnături, societatea civilă din județul Alba. Știați că prima mitropolie la nord de Dunăre românească a fost la Alba Iulia 947? Exact, mitropolie fiind Hieroteu? Prima, da. Știați că rotonda Baptisteriu de la Alba Iulia a fost luată ca model de Voicu? Așa zisul Ștefan cel Sfânt, regele Ungarii, pentru că a fost botezat a doua Ștefan pentru Secheș-Fehervar, pentru Alba Regală? Știați că s-au făcut săpături acolo, dar acum acolo este Catedrala Catolică și șes să scot noaptea scheletele călugărilor români și sunt aruncate și nu se dau voie? Revenim, suntem nevoiți să luăm publicitate și revenim imediat. Vă atragem atenția asupra unui produs care e cunoscut mai de mult pe piața noastră, dar puțin știu de adevăratele proprietățile lui. Acest dispozitiv este bun dacă îl ții aproape de tine, 2,5 metri. Este foarte eficient, pentru că este pasiv, presetat pentru a avea o energie, cum am spus eu, deci torsionică. Te învăluie, practic, într-un câmp de protecție. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat, și știți că are efect oriunde vă aflați. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. L-am testat timp de 2 săptămâni, l-am purtat asupra mea. Mi-a amplificat biocâmpul vital în așa fel încât am avut o rezistență mult mai mare la expunerile pe care le știu din viața mea și care de obicei știu când mă obosesc. Nu știu ce e înăuntru și ce face și cum face, dar cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. Torsălul original la mine a funcționat. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat, l-am pus exact pe locurile dureroase, durerile au încetat, mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa, și am pus torsărul, în special pe coloană, l-am pus pentru că aveam dureri de oase, să zic așa.
Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Vă aduceți aminte că vă povesteam, ba că am probleme cu glicemia, ba că am probleme cu greutatea, ba că am probleme cardiace, ba că sunt insomniacă. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torsor. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. De ce vă sfătuiesc pentru orice problemă de acest tip? Un Torsor este un bun la casa omului. Am revenit în studio, stimați spectatori, prima parte cu extraordinară expertiză din perspectiva istorică a domnului profesor Mircea Dogaru în legătură cu ce au reprezentat simbolurile naționale. Și aici, când mă refer la Mihai Viteazul, domnul Țării Românesc, în perioada 1593-1601, că nu pot... Nu, da. Să nu rămânem cu iluzia, da, că nu se luptă românii pentru. Deci noi, ca sindicat și asociații noștri din cadrul Consiliului Național de Societăți Civile, tot anul trecut am avut în majoritatea orașelor țării acțiuni proprii pe ideea centenarului, pe ideea Marii Uniri, dedicate lui Mihai Viteazul, pe programul Mihai Viteazul în cetate, inclusiv la Cluj, la Alba Iulia, proclamând că ziua de 1 noientrie 1599 a intrării lui Mihai în Alba, care devine capitala tuturor românilor, este la fel de importantă ca și 1 decembrie 1918. Referitor la aceste semnături pe care le-am arătat, Asociația Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României, care este foarte activă în tot Ardealul, și celelalte asociații partenere sprijinite de noi s-au adresat Papei pe următoarea idee. 947 este înaintea Marii Schisme din 1054, deci cerem sprijinul Papei, noi ortodoxii, din moment ce borul nu se implică, autoritățile de stat nu se implică și este decimată, distrusă moștenirea creștinească românească în momentul unificării Transilvaniei de Iuliu, care a dat numele Alba Iulia, Alba lui Iuliu, o istorie pe care nu vrem să o cunoaștem sau să o recunoaștem, și toate eforturile arheologilor români din Alba sunt călcate în picioare. În ce privește situația de la Oradea, Asociația Culturală Mihai Viteazu este asociație și nu sindicat, da, 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 culturală, cu domnul general Lungu și cu domnul colonel Moșincat, au dat deja în judecată primăria, au cerut ordonanța prezidențială pentru oprirea acestei mizerii, acestei insulte aduse armatei, numai că aia se va pronunța pe data de 24 mai. De aia se grăbesc domnii politicieni care inventează evenimente regale care n-au existat și regi care n-au existat și patrioți care n-au existat, să-l pună pe Ferdinand pe 23 cozi înainte, pe politica faptului împlinit, pe soclul lui Mihai Viteazu, care aparține militarilor Oradei. Eu am îndemnat și îndemn în continuare, nu numai pe rezerviștii Oradei, pe membrii de sindicat din Oradea, pe toți asociații noștri, mai în vârstă sau mai tineri, că sunt și foarte mulți tineri patrioți, să picheteze soclul și să împiedice această mizerie, pentru că este o gravă insultă adusă armate, onoare militare în ansamblu și primului întregitor de țară, Mihai Viteazu. Este practic o lovitură de pumn dată cu piciorul în obrazul Marii Uniri a Românilor săvârșită de Mihai, al cărui plan a fost urmărit punct cu punct până la 1 decembrie 1918. Puțin știu acest lucru. Pe planul Mihai Viteazu s-a mers până la 1 decembrie, neabătut de către generații întregi de români. Cum să-ți calci în picioare inițiatorul evenimentului de la 1 decembrie 1918, cel care a plătit cu viața, el și o întreagă generație? Este aberant. De ce? Pentru că niște politicieni de mucava să se împăuneze cu falși prinși și prințese care nu pot exista constituțional și să inventeze o istorie care n-a existat niciodată, să inventeze falși eroi ai Unirii și să-i arunce în negura uitării, în derizură și în bătaie de joc pe adevărații martiri ai neamului care au făcut Unirea? Avem un singur suveran, de fapt doi, Regina Maria și cu Carol al II-lea. O întreagă istorie este falsificată, istoria lui Carol al II-lea, din această cauză, pentru ca trădătorii să fie transformați în eroi. Ce vreți să vă spun? Că noaptea de 23-24 august, serviciile sovietice au imaginat o lovitură dublă să ajungă la Mediterana și la Atlantic concomitent, prin trădarea de la Paris a colonelui Rol la 23 august și prin trădarea de la București să ajungă la Mediterana? Aceasta, da, este realitatea, nu ce se minte de ani de zile despre marile evenimente și mari eroi. Da, apropo de Mihai Viteazu, mi-amintesc că Nicolae Bălcescu a scris în Românii sub Mihai Voivod Viteazu și începea așa, deschid Sfânta Carte, unde se află istoria României, ca să pun înaintea fiilor mei
câteva pagine glorioase din istoria eroică a poporului român, voi arăta acele lupte uriașe pentru unitate și identitate națională, în care românii, sub povața celui mai viteaz dintre domnitorii, încheiară veacul al XVI-lea. Vremuri de aducere aminte glorioasă. Generația de titani s-a stins. Da. Și atunci vă întreb. Vine Papa Francis II, dezinformat în privința realităților privind Transilvania, Unirea și creștinismul românesc. Concomitent vine, pentru că este catolic, Ianoș Adăr, președintele Ungariei, cu soția. Iar domnul, pentru că vor să rămână până în 8 de Rusalii, să facă marșuri, să proclame, să și așa mai departe. Iar profitând de naivitatea sau de neștiința papei, iar domnul Victor Orban, care nu e catolic, și-a găsit ocazia să vină. E aici, pop, era aici, tăia panglică la Sân Paul, la o fabrică de furaje, pe nouă era la Cârța, la o academie de hockey, că au umplut țara de academii de hockey, în toate satele a făcut. Ca să aibă pretextul să vină și să mai arunce. Nu că și-ar imagina că în vâltoarea asta comunismului mondial, care zice globalism, ar lua cineva Transilvania să o dea Ungariei. Dar să ajute la sfărâmițarea României, că ăsta e principiul comunist actual. Tot ce e mic e minunat. State sub 10 milioane de locuitori să poată fi ușor manipulate. Să stabilească șmecherii mondiali, mari banchieri ai lumii, cum trăim, cât trăim și așa mai departe. A să vedea tentativele de distrugere a Marii Britanii prin Scoția, Spaniei prin Catalunia, Italiei prin Veneția și Padania. Numai noi suntem orbi. Trăim, ne lăsăm furați ca în coduri și trăim pe lozinci. Da, regele Ferdinand poate fi considerat un simbol al României? Regele Ferdinand în istoria oficială a fost considerat un simbol al României. În istoria reală, Regina Maria este adevărat un simbol al României și al Unirii. Aceasta este realitatea, să nu fim misogini. Domnul general Ministrăinu, să nu rămânem ancorați numai în acest eveniment, pentru că acest eveniment este numai o bucată din marele joc care se face. Ați văzut zilele trecute ce s-a întâmplat la Valea Uzului cu un sat dispărut, Valea Uzului. Da, da, ducerea în derizoriu a eroismului și a actelor de vitejie a soldaților români. Nu este prima dată când se face acest lucru, de aceea vreau să spun că dezavuez acest tip de acte samavolnice prin care, iată, urmașii revizioniștilor, ai celor care încearcă fărâmițarea României, ne otrăvesc zi de zi viața. Mari specialiști din Statele Unite au arătat că peste 50 de milioane de dolari au fost băgați numai cercurilor coloanei a cincea, deci celor care acționează în subteran pentru dezmembrarea Iugoslaviei. Peste 40 de milioane de dolari au fost băgate în Cehoslovacia pentru ruperea Cehoslovaciei. Ia gândiți-vă cam câți bani credeți că sunt băgați în toți acești maimuțoi care apar la televizor și toate aceste fete de stradă care încearcă să ne explice nouă istoria României. Îmi susțin punctul de vedere până la capăt, pentru că, de exemplu, am văzut personaje istorice, așa zis, care deja le-am trecut în istorie, ca președinți, ca mari șefi de partide, care, iată, sunt de acord cu astfel de lucruri. Ceea ce este și mai rău este altceva. Pentru că, dincolo de ripostă, dincolo de faptul de a lua o poziție, iată cum a luat această asociație foarte importantă, este vorba de, încă o dată subliniez, ceea ce se numește ajutorul, sprijinul, concubinajul, cum vrei să spun, al televiziunilor, așa zis, de știri, așa zis, naționale. Televiziunea română care nu dă absolut nimic despre ceea ce se întâmplă cu adevărat în Harkov, acolo, adică Harghita și Covasna, ce se întâmplă cu adevărat în Transilvania. Televiziunea de știri care între a prezenta un mort, care nu știu unde a fost găsit, un accidentat, unul s-a înnecat și nu știu cine și-a mai dat foc, nevasta nu știu căruia a fugit și nu știu ce mari probleme sunt, nu sunt prezentate absolut nimic, nici chiar știrile internaționale. România este scoasă din priză, de-aia românul nu știe ce se întâmplă pe plan internațional. Suntem în poziția în care suntem izolați de propriile noastre mijloace de informare în masă. Iar dacă încerci să spui, încerci să expui o problemă, ești imediat dușman. Urmare, șef occidental, n-am să spun cine, zilele trecute spunea că partidele naționaliste sunt dușmanii Europei. Și că cel mai bun și cele mai bune sunt partidele patriotice care apără Europa. Ce spune asta? Mâna dreaptă a lui Putin din anii 90 și doamna Merkel? Exact, da? Exact. Deci este foarte precis. Vreți adevărul despre Vladimir Putin, locotenent colonelul care coordona GRU pe Europa de Est în 1989? Unde s-a aflat el pe 19 decembrie? La București.
Da. Oare de ce? Da, vă rog, domnule general. Da. Deci iată că, într-un fel sau altul, fac un apel și la mijloacele de informare în masă. Cei care ne prezintă niște știri, cei care ne prezintă așa zisa realitate în care trăim. Suntem cumva izolați de proprii noștri, să le spunem, diriguitori ai informației. Pentru că în momentul în care dai drumul la televizor, subliniez, începând cu televiziunea națională care este plătită din banii noștri. Nu mă interesează mișina limba aghiară, poate să spune acolo ce vor să zicem. Dar în momentul în care și televiziunea națională este subordonată unor scopuri ostile propriei țări, ostile independenței, suveranității, integrității teritoriale a României, ostile scopurilor în care noi vrem să rămânem ca statalitate și ca români în continuare. Foarte mulți acum sunt prieteni cu mijloacele de informare externe și orice por duce acolo și pentru care stăpânii lor sunt mulțumiți, sunt plătiți. Deci este o vorbă foarte interesantă. Pomii din pădure erau din ce în ce mai puțini, dar pădurea vota toporul, pentru că coada toporului era din lemn și ei credeau că toporul este de-al lor. Țineți minte această chestie. Nu este întâmplătoare de la un om de la țară, în vârstă, bătrân, care a gândit acest lucru. Așa se întâmplă și acum. Nu vine din Germania, din Olanda, din Suedia sau mai nu știu unde să facă politică. Sunt cozile de topor care se duc acolo și noi. Ai noștri sunt cei care ne-au distrus, ai noștri sunt cei care ne taie propriile rădăcini. Asta este problema. În preziua aniversării centenarului, în octombrie trecut, a apărut o declarație la Cluj. 11 cetățeni români de etnie ungurească, 11 de etnie română și un care era metis, reluând declarația de la Budapesta din 89, pentru care... Cea semnată de Mihai I. Mihai I s-a declarat întru totul de acord în fața delegației care s-a dus la Versoa, după care a apărut la Budapesta la televiziunea oficială și a susținut. De aia statul român i-a tăiat pensia, renta viageră pe care o stabiliseră la plecare. Asta ține însă de istorie. Deci admițând dreptul de a se întemeia pe criteriu etnic autonomii teritoriale în România. Noi ca sindicat atunci am făcut imediat peste tot solicitări, denunțuri penale, pentru că se încălca grav Constituția și ne-a răspuns șeful DICOT că regretă, dar nu poate interveni pentru că evenimentul că nu s-a produs, adică România încă nu s-a dezbătut. Doamna profesor, astea sunt niște lucruri care... Nu, asta este realitatea. Nu, s-a spus în care pot fi discutate, dar nu poate fi discutat următorul lucru. Când îl ai pe președintele Uniunii Naționale Democratice Maghiare, care este membru al Parlamentului României, care face parte din structurile de conducere ale țării și spune că principalul scop al UDMR-ului este să rupă Transilvania de trupul propriei țări. Și unde sunt organele statului? Unde este Parlamentul care să-l întrebe? Ce caută un Parlament? Acolo unde erau și când președintele grupului etnic german, moștenitorul grupului etnic german, scuzați, își trimitea lui ca primar spre aprobare și și-a aprobat tot el ca primar, retrocedarea către niște proprietari inventați a tuturor clădirilor de importanță istorică din Sibiu, inclusiv a muzeului Bruckenthal, individul fiind profesor de fizică, nu de istorie ca mine, neștiind că Bruckenthal, care era și român la bază, era catolic. Deci nu putea un catolic să lase moștenire bisericii evanghelice. Asta este istoria pe care o trăim și dați-mi voie să diseminez lucrurile spunând și eu o glumă. Primul banc al Revoluției, pe care nu știu dacă îl știți. Ceaușescu lichidat sub acuze fanteziste împotriva oricărui principiu de drept internațional. Pe data de 25, deci în bătaie de joc la adresa românilor în Sfânta Zi de Crăciun, a apărut un viscol, nenorocire, zăpadă, dacă mai țineți minte, pe 28 s-au liniștit lucrurile, soarele strălucea, zăpada scătea, în pădurea Andronache, într-o poiniță, se juca un iepuraș. Și uitându-se el pe cer, vede un vultur care zbura cu picioarele în sus. Și băi, nebunit, ce stil de zbor e ăsta? Băi, tâmpitule, tu n-ai auzit că la București a fost revoluție, gata, odiosul s-a dus, a fost împușcat, sinistra lui soție, la fel, acum este liber, facem ce vrem. Pus și iepurașul pe spate, a dat în lăbuțe, o fi știind de la ce zice, a sărit o vulpă, l-a făcut praf, iepurașul plin de sânge, marginea pădării, bine mă, ți-ai bătut joc de mine. Ai spus că suntem liberi, face ce vrem. Păi bă, prostule, libertate aici a sus, bă, la mine, acolo jos la voi e democrație. Că în această democrație ne bălăcim de 30 de ani, înghițind lozincă după lozincă, ca proștii, spărgându-ne capetele unii altora, lăsând hoții să-i servească pe străini în dezinteres național,
și mulțumindu-ne că suntem fericitați de cine știe ce troglodit sau troglodită din Occident, care nu știe nici bine unde e Bucureștiul pe harta lumii, sau dimpotrivă criticați. Ne doare în cot, unde sunt bogățiile noastre? De ce le-am dat pe nimic? Principiul a fost nu ne vindem țara, o dăm pe gratis, din câte țin minte. Apropo de istoria acestor 30 de ani, și aici mă adresez și domnului profesor și domnului general Mistrăinu, între 1990 și 1991, totuși, ca o mare realizare, este păstrarea integrității naționale. În 1991, în Constituție, aici vreau să... Integritatea teritorială. Pentru că toți au fost aliați. Bun. Alianța americano-sovietică, actualmente americano-rusă, datând în 3 martie 44, e dement cine își imaginează că face rusul ceva fără ca americanul să fie de acord sau invers. Da. Americanul fără ca rusul să fie de acord. Deci alianța aia, Uniunea Europeană, care încă exista, pentru că a fost distrusă în 2003 prin rejectarea Constituției, globalismul, comunismul mondial, adică marile transnaționale și așa mai departe, toate au conlucrat la schimbarea la fața Estului. Când Vita a căzut în genunchi, adică România, să spunem, nu numai aia, toate țările din jur, neșansa noastră a fost că noi n-am avut o elită politică. Bulgarii, ungurii, polonezii au avut și au, noi nu. Când Vita a căzut în genunchi, normal că s-au certat care să iau o halcă cât mai mare. Și așa a rămas România în picioare, fiindcă și-au dat unul altuia peste labe. Așa cum s-a întâmplat și acum cu Cioloș. Că voiau olandezii Porto Constanța, că vrea Franța, după ce ne-a luat apa și ne dă apa noastră în București pe banii noștri, voia platforma Măgurele și ce se mai putea din industria energetică, mai vrea Germania cine mai... și așa mai departe. Cu platforma Măgurele este o altă problemă. Este că ce este acolo n-a vrut nimeni, am vrut numai noi. Neștiind ce le-am adus acasă. Da. Dar despre asta vorbim într-o altă emisiune. Da. Deci România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Forma de guvernământ a statului român este republica. Locuind nu de o însă, națiune, ci de o populație, pentru că națiunea a fost distrusă în 30 de ani de distrugere a învățământului, a culturii, corect. Asta e cu ajutorul generos al media, corect, care nu-ți dă nimic de valoare, ce face, ce a făcut cu tare copil, ce a făcut cu tare profesor, ce a făcut mai devreme. Da. Media prezintă practicatele cele mai vechi meserii din lume pe post de dive și toți hoții și găinarii pe post de mari personalități. România este inalienabil, imediat, ca să vă spun unde vreau să ajung. Frontierele țării sunt constituite prin lege organică, cu respectarea principiilor și a celorlalte norme generale admise ale dreptului internațional. Însă, integritatea teritorială, apropo de fărâmițarea Ardealului, nu face obiect al revizuirii Constituției. De sub nicio formă, integritatea teritorială, în condițiile actuale ale păstrării în vigoare a Constituției din 1991, modificată în 2003, nu poate face obiect al ceea ce vor ei. Să vine George Friedman, principalul analist al lumii și al americanilor, și la alegerile precedente europarlamentare și la astea și spune același lucru. Vă imaginați că o să moară vreun soldat american pentru voi, vă înșelați, dacă nu sunteți în stare să vă apărați. De ce v-ați distrus armata? De ce v-ați distrus industria? Absolut, da. Iar noi nu vrem să auzim. Bun. Deci forma republicană de guvernământ. Dacă nu sunt susținute, unde este armata țării? Și aici batjocorită, călcată în picioare la Oradea. Deci, într-o emisiune de televiziune la un post central. Da. Eu am avut acolo și am spus următorul lucru. Întotdeauna, când Rusia, URSS-ul, actuala Federație Rusă, a fost în cârdășie, în alianță, în prietenie cu Germania, întotdeauna România a avut de pierdut. Vezi Ribbentrop, Molotov, vezi dictatul de la Viena, vezi ce s-a întâmplat după Ialta și așa mai departe. Postul de televiziune a oprit emisiunea, au băgat publicitatea și nu am mai primit niciodată la post. Și m-am dus și l-am întrebat pe tipul care era acolo. De ce? Că zic, era ceva pentru noi, trebuie să spunem că, știți, nu avem voie, că nu vrem să-i supărăm pe cei de afară. Deci am vrut să spun acest lucru ca să înțeleagă că aceste televiziuni sunt niște goarne, ca să le spunem așa, niște difuzoare de manipulare, de intoxicare, de dezinformare a cercurilor interesate în destrămarea și distrugerea României, a valorilor și ceea ce înseamnă pilonii de bază ai României. Care sunt ăia? Păi cultura am distrus-o, sănătatea am distrus-o, apărarea, ceea și de biserică. Acum, serviciile secrete sunt și ele cum sunt. Să nu ne imaginăm că există ceva în România care este altfel decât... Care mai funcționează normal. Care mai funcționează. Și ce soluție avem, domnule general? Soluția este simplă. O nouă soluție, încă o revoluție. Nu. Dar problema... soluția este următoarea. Avem atât de mulți stăpâni încât trebuie să ne hotărâm cu care mergem. Da, asta este. Că dacă mai stăm cu fundul între 7 bărci, ne necăm sigur.
Din punctul nostru de vedere, soluția este acest anticomunist feroce sau antiglobalist care este Trump, care este om de afaceri și care, în interesul lui și al cetățenilor americani, vrea să ne scoate din această mizerie prin resetarea clasei politice, deoarece are următoarele trei mari interese. Autostrada E4, Constanța-Gdansk, care scoate din dinții Germaniei și ai Olandei 12 miliarde de euro, pentru că este imbecil, este anormal să aduci marfa ca pe vremea lui Vasco da Gama din Asia, pe Oceanul Indian, Marea Roșie, exact, Mediterana, toată, să mergi pe Oceanul Atlantic jumătate, când poți să o aduci, au refăcut deja calea ferată de la Golful Persic la Haifa, o îmbarci și o trimis pe Marea de Marmara, Marea Neagră, Portul Constanța, autostrada E4 Gdansk. Deci ai izolat Germania, care și-a îndeplinit rolul, a distrus ideea europeană. Grație doamnei Merkel și politicii anti-germane și anti-europene. Autostrada E4 înseamnă securizarea frontierei noastre de est și înseamnă industrie măcar ajutătoare, adiacentă pe est. Este programul pe care nimeni nu l-a analizat, BRU a devenit BRUAZ la București anul trecut, s-a întâmplat aici și n-am vrut să vedem. BRUA înseamnă Bulgaria, România, Ungaria, Austria. BRUAZ înseamnă că s-a adăugat și Slovacia. Gazul din Marea Neagră care să fie tras, exploatat și o să facem țevile aici, nu trebuie să le aducă aia din America. Și terminalul va fi în Austria-Slovacia. Alternativă la gazul rusesc care este pe contract preluat de Germania și revândut cu mare chef și cât are chef, de exemplu, nouă ni-l revinde de 3 ori mai scump decât la unguri și de 2 ori mai scump decât la bulgari. Ceea ce înseamnă scoaterea țărilor din Europa Centrală și Răsăritană din colții Germaniei, care a pierdut partida distrugând ideea europeană. Și securizarea frontierei noastre de sud. Și mai este securizarea frontierei noastre de vest, pentru că următorul război va fi războiul apei. Și este un proiect tot american din satul mare până în Croația, vizând cele mai mari rezerve de apă dulce, subterane, care se află la noi. O mare subterană este în zona Hunedoarei. Și un fluviu, da. Da. Bun. Și în legătură cu acest aspect, Angela Merkel nu l-a sunat pe președintele Iohannis. Să trăiască comunismul mondial. Adică a sunat-o pe Viorica Dăncilă, nu pe președintele Iohannis. De ce credeți? Deci asta am spus eu. Pentru că discută cu executivul. O clipă. Deci asta am spus eu, ultima soluție încă o revoluție. Pentru bine, că trebuie analizat, trebuie analizată situația, nu, situația economică. Nu o revoluție. Ce revoluție să faci dacă ești tâmpit și nu știi pe ce lume trăiești? Dar cine mai este? Încă o dată. Deci analizată exact situația în care ne aflăm și ales din partenerii noștri strategici, care sunt acela care la momentul de față ne dă avantajul cel mai mare, de dă umbrela sub care se putem. Și cine să facă aceste alegeri? Resetarea clasei politice. Asta, da. În toate partidele, în absolut toate partidele există oameni de bun simț și cu creier, dar nu sunt promovați, pentru că asta este întotdeauna apar gunoaiele la suprafață. Dacă partidele... Și revoluția trebuie să fie spirituală. Exact. Asta este problema. Aici am putut să ajung. Da, după un scurt moment de publicitate, revenim pentru ultima parte a emisiunii. Mulțumim mult pentru atenție. Am revenit în studio pentru ultima parte a emisiunii, stimați telespectatori. Simbolurile naționale, din păcate, sunt împărțite și analizate în funcție de interesele clasei politice. Și de aceea, având în fața dumneavoastră doi patrioți, doi oameni extraordinar de competenți în domeniile pe care le reprezintă, mi-aș permite să-i întreb. Acum când România duce lipsă de competență, de patriotism, de oameni care să acționeze în spiritul și în folosul cetățenilor. De ce nu intrați în viața politică, domnilor? Aș începe cu domnul general Emil Străin. În 1945, în ianuarie, când bunicii mei amândoi luptau în Tatra, Mircea Eliade a scris un articol referitor la viața politică din România, pentru care și-a atras toată ura ulterioară și a regimului totalitarist, care spunea ceva de felul următor. Sunt momente în istorie când trebuie să renunțăm la naționalism și să devim patrioți adevărați ai patriei mamă care ne-a făcut și cui aparținem. Fiind un personaj care n-am vrut să stau numai pe margine sau să stau în tribune și am fost implicat în viața politică, fiind timp de 6 luni de zile președintele unui partid, am gustat din plin ceea ce înseamnă, să-mi fie iertată expresia, la care țin foarte mult, troaca politică românească. Nu am putut să aduc persoane de valoare pentru că erau imediat
trase înapoi. Marginalizați. Am luat un partid, l-am dus la aproape 6%, eram pregătit să intru la locale și nu m-au atacat cei care erau adversarii politici, ci cei care erau pe aceeași parte cu mine. Punându-mi în primejdie viața, securitatea proprie, când au văzut că nu cedez și nu cedez, au trecut la amenințări împotriva familiei și alte lucruri mai grave care nu le pot expune aici, că nu vreau să fie publice și a trebuit să mă retrag. Deci nu a vrut să merg până la capăt. Însă problema la care am să revin în această emisiune este același lucru care l-am mai spus de vreo 3 ori astăzi. Și anume revoluția morală, revoluția care să pună piramida cu vârful în sus, piramida valorilor și niciodată acest popor nu a dus lipsă și nici acum nu duce lipsă de valori. Și în al doilea rând, cel mai important lucru care îl văd eu, ca fiecare instituție a statului să devină a statului. Pentru că am fost la 2 instituții de forță ale statului, n-am să le nominalizez, cu o problemă care era pentru țara asta, pentru noi. Pentru noi, cetățenii ei, care suntem aici și murim aici. Și când se rezolve problema, s-a dus la consilierul pe problemă care era occidental. Și atunci am plecat, n-am mai avut nevoie. Pentru că el s-a dus cu problema mea, care venea din Occident, să-mi rezolve la care era lui. Nu avea niciun fel de treabă. Deci, încă o dată, nu îmi făcea ceva Ucraina, Rusia, China, îmi făcea cineva ceva din Occident. Și aveam dovezile. Uite, asta e, asta nu e. S-a dus, dar ce s-a făcut? Nu e ce o instituție a statului român care să aibă consilieri străini. Plângeam înainte că erau consilieri de la ruși. Și acum cu ce mă avantajează că sunt consilieri occidentali? Cu ce avantajează? Unde oricum sunt mână în mână. Dar bineînțeles, oricum ei pe sumasă își dau mâna. A se vedea Brucan, mâncai imperialiști pe pâine în anii 50, da, și comuniști pe pâine în anii 80, el fiind și una și alta. Nu, dar mai este și un mare, nu-i dau din respect pentru vârstă, un mare profesor centenar care apare peste tot și se aduc aminte că a fost consilier la Ara Paucher și acum se dă mare, că mare revoluționar la 100 de ani. Și sunt multe lucruri care le pot spune, multe lucruri care putem ieși. Cum o păzea ginerele serviciilor secrete franceze la noi pe Cioloș, pe soacra serviciilor franceze, doamna Doina Cornea. Asta este problema. Un foarte bun prieten al meu face o invenție care ar putea, cum să spun, revoluționar. Cum a fost motorul cu reacție, ca să dau un exemplu. Dar într-un loc cu totul alt domeniu. Și ne-am gândit noi, mă, nu putem face în țară. Hai să-l facem undeva, îl brevetăm acolo, noi, să nu-l construim, că dacă îl construim, mai ești fura. Și mergem și îl facem în altă parte. Am vorbit cu niște oameni, când să ajungem, deja erau brevete pregătite în 3 țări și noi mai trebuia să spunem finalul, că sârma asta se lipește aici și aici să mai pune un bec. Deci ca să vă dați seama, deci, te-ai dus la dușmanul tău. Asta este problema. Ce e atât de greu de înțeles că cultura și ceea ce înseamnă tipul de existență al poporului om este total diferit de alte tipuri de culturi. Nu o să ne mute nimeni de aici din Carpați. Nu o să aducă nimeni lângă noi China sau Argentina sau Pănușii. Trebuie să înțelegem că numai noi înșine putem să facem ceva. Dar noi înșine când ne trezim, trezirea asta nu mai vine. De asta tot spun eu, revoluție morală. Sunt niște tipi acum, că toată lumea, a ieșit tovarășul președinte al României, plagiatul este un furt. Absolut, sunt absolut de acord. Dar vreau să vă întreb și eu ceva. Dacă domnul profesor a scris această carte după regulile morale, etnice și estetice ale poporului român și mă duc și cântăresc această carte și o judec după elementele papuașilor din Noua Guinee, crezi că va fi valabilă? Vă spun eu că nu va mai fi valabilă. Deci noi orice importăm de acolo, tot ce este bun în Occident este bun și pentru noi. Uite că nu e bun pentru noi. Adică trebuie să vedem și la noi ce este într-adevăr bun, ce se potrivește, ce ține tradiție, de etic, estetic. Nu pare rău, nu mai avem frizeri, avem hair stylist. Da, orice chestie. Nu mai avem portare, avem goalkeeper. Da, absolut orice chestie. De asta... Firea era naibii de sapă, că tot se raportează nimeni nou în istorie. M-am dus la o instituție cu un individ foarte bine pregătit, că avea un loc acolo, n-avea nicio treabă. L-am întrebat, știi limba engleză? Nu știu limba engleză. L-a dat afară. A venit a doua zi și a zis, bă, spune-le că știi limba engleză. Zic, așa zici, cum? Când te întreabă ăla, că așa l-a întrebat, băi, știi limba engleză? Și tu spui, băi, știu limba engleză. Bun. S-a dus acolo, i-a zis că a răspuns, l-a angajat. E de 3 luni de acolo, Niciodată nu l-a întrebat unul o frază în limba engleză. Bineînțeles că el nu știe. Dar nici nu mai importă. Trebuie neapărat să știi limba engleză acum. Deci dacă nu știi limba engleză, nu ești bun.
Adică asta este problema. Stați să vedeți că va fi obligatoriu să știm chineza ce o să bățim. Nu, cu chineza poate le mai înțelegem, că în sfârșit. Da, domnule profesor Mircea Dogaru, ținând cont că de 30 de ani scoateți în evidență toate aspectele negative, toate disfuncționalitățile în mecanismul anumitor instituții ale statului, în special în cadrul Armatei Române. Sunt convins că ați avut, eu știu, foarte multe provocări din partea anumitor reprezentanți ai partidului, dar face parte din rândul lor. Dar sunt convins totodată, și asta e sigur, că le-ați refuzat pe toate. Care a fost motivul de n-ați intrat în arena politică până acum? Pentru că adevărul de putere este întotdeauna în spate. Pentru că eu sunt și militar și istoric. Pentru că știu că după o pregătire de 30 de ani am fost ocupați și distruși sistematic. Pentru că nu suntem liberi, avem doar iluzia. Frații noștri din Moldova au fost loviți cu un an înainte. Li s-a dat o funie de 20 de metri ca să poată să alerge, să aibă iluzia libertății exact. De jur împrejurul nostru. Noi una mai scurtă de 4 metri și am fost trăși rapid de gât. Deci la noi țara este ocupată. Politică face cine are voie să facă și aici să ciocnesc. Și în direcția în care se dă voie să facă. Așa, exact. Președinții noștri nu sunt aleși de noi prin vot, ci trebuie întâi să fie confirmați în cadrul unei vizite la Washington și neapărat după aia, sub un pretext oarecare, în cadrul unei vizite în partea ailaltă, la Moscova. Oficiul de verificare, făcându-se acolo unde există la Ramallah și la Betania statui ale Armatei Roșii și bulevarde care se numesc Vladimir Putin. Am vorbit de Palestina și Israel. Deci dacă nu vrem să înțelegem că nimic nu depinde de noi, pentru că nu ne duce mintea să ne negociem ceva, ne merităm soarta. Din acest punct de vedere, eu pot să spun că la ora actuală suntem de partea răului mai mic extern, adică al acelui rău care vrea liniște aici pentru că are interese economice majore. Și că mă veți vedea în maxim o lună de zile, zic eu, pai, poate două, deși după calculele mele nu durează mai mult de o lună, punându-mă gaj pentru viitorul președinte al României, care va fi patriot și care nu se numește nici Iohannis, nici Cioloș, nici Dragnea, nici Tăricianu. Aceștia aparțin istoriei, o spun de o lună de zile. Ăsta este trendul. Istoricii sunt casandre, nu sunt niciodată ascultați, pentru că istoricii știu un lucru. Nimic nu e nou, ce s-a întâmplat se va mai întâmpla. Atunci când condițiile se repetă. Un singur lucru aș vrea, apropo de ce a spus domnul general, ca să explic ce ni se întâmplă. Cantemir, care ca om politic, care ca toți istoricii, mari probleme, pentru că toți au ieșuat, și Iorga și Cantemir, ne mai spun unde ăștia de astăzi, în politică, a lăsat ca istoric următorul sfat. Să încetăm să ne mai lăudăm, să ne subliniem calitățile. Să ne căutăm și să ne recunoaștem defectele. Principalul defect pe care îl sublinează Cantemir și pe care îl folosesc adversarii împotriva noastră este prostia fudulului sau fudulia prostului, care ne împiedică să avem un etalon, care ne face a doua zi după ce l-am ales pe unul să-i dăm la cap pe motiv că noi suntem mai deștepți decât el. Aceasta este, din păcate, realitatea de care profită întotdeauna străinii. Și eu dau exemplu și aici la această televiziune, l-am dat-o de multe ori. 1807, telegrama țarului Alexandru I către forțele de ocupație rusești din Moldova, Muntenia și Valea Timocului, adică din zonele românești, pentru că erau într-un război cu turcii și francezii încercau să stopeze războiul. Și atunci, la tratativele cu Napoleon, țarul Alexandru I a cerut inițial Moldova și Muntenia. I s-a spus niet, că astea sunt teritorii independente, aliate turcilor și pe care i-au trădat, cereți din casa islamului, teritorii turcești. Și atunci au inventat Basarabia. Ce e Basarabia, a întrebat francezii. Păi este un teritoriu între Siret și Nistru, între Chilia și Otin, aului mai mare ca Burgundia, și au cerut scuze și au redus-o între Prus și Nistru. Basarabia fiind o fâșie litorală Dunării Maritime, de 5 km de la vărsarea Siretului până la Chilia. N-are importanță. Dar, lansând terenul de Basarabia în 1807, și noi îl glorificăm azi de parcă de la Borevista, când reprezenta cu totul altceva, a spus următorul lucru generalilor. Aceste populațiuni, adică românii din cele trei provincii menționate, își doresc o patrie. Ca să ajungem la țelul ce ne propunem, o patrie slavă, o țară slavă, trebuie să le promitem libertatea. Vor muri luptând pentru noi. În decembrie a murit ca proștii, luptând pentru ei. Pe vremea aia, Tudor Vladimirescu și Pandurii mureau în armata generalului Isaev. Celor lacomi, aver nemăsurate și să-i lăsăm să fure, ne cunoșteau defectele. Celor orgolioși, titluri și declarațiuni înalte. General de divizie, profesor universitar, dă nimeni cap pe numele pe cartea de vizită. Fudulia prostului.
Întotdeauna ăștia se repede în partide, ăștia hămăi, ăștia distrug totul, pentru că dacă unui prost îi oferi iluzia că tratezi cu el de la egal la egal și îl consideri un om, în prima fază ți se consideră egal, în a doua fază se consideră superior și în a treia te calcă în picioare. Dacă ne asumăm defectele ca popor, genetice, că pe Burebista l-au asasinat ai lui când au zis că nu mai e nevoie și așa mai departe, vorbim, se ajunge la Mihai Viteazu, pentru care s-a sacrificat în cor cine? Când au venit ordinul dat de la Praga, capitala cehă a Imperiului German, de un arhiduce german transmis de spanioli și italieni, unui general albanez, Giorgio Basta, executat de Valoni. Cine a sărit cu sabia să-l apere și a fost rănit de 4 ori? Ludovic Racoții, comandantul infanterii ungurești, care i-a permis lui Mihai să moară cu sabia în mână. Să ne asumăm adevărul, să nu ne inventăm eroi, gen Ferdinand și Mihai, când o avem pe Maria și pe Carol al doilea, nu pe Iuliu Maliu. O să vă aduc, sau da, și statui, v-am adus documentele noastră, și despre ce a fost atunci. Este orașul statuilor. Avem o adevărată plăcere, bă, sinucigașă, din a ne minți singuri, din a transforma trădătorii în eroi și eroii ai da uitării. Trăiască Valeriu Carp, eroul datorită căruia avem granița de nord a României, în județul Botoșani. De 30 de ani încercăm să ridicăm statuie acolo lui Valeriu Carp. Colonelul. Maiorul Valeriu Carp. Din batalionul 2, transferat la 3. La 3, da. Da, divizia 7, regimentul 17 infanterii. Dar, profesor, problema este că în momentul când la noi cineva ajunge într-o poziție unde vrea să facă cineva, vrea să realizeze ceva și chiar și poate, noi, ceilalți, ca să nu... Așa, nu-i vedem decât că a mai fost însurat o dată, că e bețiv, că umblă după nu știu ce. Deci imediat vedem... De-aia nu spunem noi cine vor fi candidații. Să așa. Nu se spună că la grădiniță i-a furat sandwich-ul lui Maricica și în clasa întâi a pus piedică lui Gingel. Și știți că... Scuzați-mă, am făcut o gafă. M-am certat cu Dumitru Pelican, a fost un senator la un post de luna februarie sau... Nu, martie, anul trecut. Și mi-a scăpat potențialul candidat. Păi un partid întreg a căzut, n-a mai fost făcut, banii s-au retras, o televiziune și-a pierdut omul de bază și candidatul care era avizat, pentru că noi l-am depistat imediat ca istorici, Ioan Aurel Pop, președintele Academiei, a fost atacat în toate părțile, săracul, că nu știa ce are lumea cu el, că el nu era în cauză. Dar era avizat pentru funcția de președinte a României, pentru că este nevoie de un patriot. Așa-i. Viitorul președinte a României va fi un patriot sau România nu va mai fi deloc? Pentru anul acesta, e ceva foarte important, foarte important. Știți că e povestea aia care poate fi găsită cu Herodot, când a spus el că dacii sunt cei mai viteși, da, mai drepti dintre draci, în sfârșit. Nu, care noi... Geții, n-au zis de daci. Geții, ia-ți-i mult. Și apropo de dacomani, tracii au foarte multe după locul în care locuiesc. Așa. Și răpătă. Românii au foarte multe nume după locul, dar nu sunt bănățeni, adică daci, sunt români. Așa, și tovarășul Adolf Hitler, când a ajuns la putere, și-a adus la minte că Tacit a scris o carte care se numea Germania, unde prezenta valorile extraordinare ale germanului pur, ale celui care era. În sfârșit, e o întreagă poveste, se găsește cartea pe la Roma, îi o duce lui Hitler și Hitler citește că germanii erau niște bețivi, că nu țineau cuvântul, citiți-l pe Tacit, nu vă spun eu, că dezertau și fugeau în fața unui dușman mai puternic și multe alte prerogative care le erau date. Iată că și alții mai sunt, au defecte, dar nu și le scot în față. Deci a spus-o Tacit, nu a spus-o. Dar trebuie asumate. Îi miți pe adversari, dar nu te miți pe tine, că dacă te miți pe tine, ai pierdut. Sigur. Dacă să înțelegem că nici alții nu sunt așa niște tipi căzuți din cer, de la Adam și Eva, au rămas acolo și sunt foarte puri. Și... Deci profesioniștii care se mai bat pentru țara asta și care nu primesc decât șuturi din toate părțile, vor fi anul acesta alături de viitorul candidat patriot la președinție. Sau România nu va mai exista. Pentru că mai avem decât câteva minute pentru fiecare. Vă rog, sigur. Întreabă telespectatorii ce să credem despre aceste atentate făcute la adresa miniștrilor noștri. Să vă povestesc că atentate la adresa unor patrioți, atentate reale, este, să spunem, o modalitate de a trezi simpatia. De exemplu, nici nu mai țin minte de câte ori am mâncat mici de pătarabă pe piață și am înghițit sârme. Ca să dau un exemplu. Nici nu mai spun de câte ori am băut tot felul de porcării de astea care se fac pe piață, nu zic, ca să nu așa concurența. Și rău, dar puteam să zic că am fost otrăvit și așa mai departe. Problema în privința atentatelor este cine are interesul să lichideze păcutare papagal sau păcutare Bine, care nu înseamnă nimic,
nu care nu face nimic și care este o mobilă. Răspunsul ca istoric, nimeni. Nimeni. Eu pun întrebarea ca istoric, cui folosește fiecare eveniment? Creșterea imaginii, imaginii lui. Cui folosește? Da. Da, cui folosește. Bun. Da, întrebarea este următoarea. Ne apropiem de alegerile europarlamentare, 26 mai. În următoarea perioadă, cei 5 ani după aceste alegeri, România va progresa sau va urma aceeași linie descendentă din toate punctele de vedere? Că sunt ultimele alegeri, că sunt ultimii europarlamentari în calitate de expert al Uniunii Camerelor Experților Europeni, personal primit prin examen de domnul Paolo Saba, și că este epoca în care se împart triliardele acumulate de la fraieri, în Germania europeni, luând potul sau încercând să ia potul cel mare, și că se încearcă luarea unor hălci din România, pentru că nu mai poate fi înghițită România întreagă. Deci ideea europeană, din păcate, a fost ucisă. Ideea europeană a pornit pe următorul considerent. Pacea s-a încheiat între rușii și americani și ușile au fost închise în nasul celorlalți. Fostele glorii europene nu mai reprezentau nimic, care dominaseră 2000 de ani lumea, care distruseseră popoare, continente, civilizații și așa mai departe. Francezii au înțeles că dacă nu ne unim toți, și eram prevăzuți de atunci, de la 9 mai 50, dracii ne-au găsit, Europa devine un muzeu al omenirii și dialogul se duce la Pacific. Asta a fost ideea. Noi venim cu tehnologie, pentru că resurse nu mai avem, ne-am pierdut coloniile, pale noastre le-am terminat, voi estul veniți cu resurse ca Europa egalilor. În clipa în care Germania a ajuns la conducerea sistemului, s-a terminat cu a patra etapă. Prima a fost CECA, a doua UE, a treia UE, a patra Statele Unite ale Europei, care a fost ucisă prin rejectarea Constituției în 2003. Să nu ne facem iluzii, Euro-Germania, care a înlocuit ideea europeană și Europa, a ajuns la final. Cei doi mari adversari ai ideii europene, Statele Unite și Rusia, au învins ideea europeană, care s-a născut pe principiul Go Home Yang, să apară Yankeilor. Iar la ora actuală de Germania nu mai este nevoie și Germania va plăti. Ca și toți românii care au lins clanțele Germaniei și a ambasadorului comunismului mondial, m-a referit la domnul Klemm, care nu reprezintă Statele Unite, ci globalismul, ceea ce este cu totul altceva. Da, domnule general. E un banc care spune că nu trebuie să ne fie frică de globalizarea generală, ci de tâmpirea generală. Ci de generalii globaliști. Așa, de generalii globaliști. Ca să facem așa un spirit de glumă, personal, eu am fost și rămân un adept al ceea ce înseamnă cultura occidentală și suntem aici, nu ne mută nimeni din Europa. Însă să le țineți. Nu, ne mutăm singur, plecăm cu milioanele. Numai o clipă. Niciodată nu am fost în fața ploconirii, în fața străinătății și niciodată în fața exclusivismului național. Deci trebuie analizată situația în care suntem și așa cum bine a sugerat aici și domnul profesor și numai dânsul, oameni care au capul pe umeri, după această analiză foarte atentă a situației geopolitice, cum toată lumea știe, cu geopolitica și la agricultură și la fotbal să pricep toți, trebuie văzut direcția unde putem lua ca să nu ne bată vântul în față. Asta e toată povestea. În rest, domnul general a vorbit în numele poporului, al nostru, al oamenilor de rând, și așa stă lucrând, dar nu în numele elitei, care e aceeași de totdeauna. Dau definiția elitei și cu asta închei, dată de călugărul Macarie la 1538. Mințoarbe pentru cele ce vor veni, dor nici doar să-și însușească averea ale altora, iar pale lor să le mulțească cu mijloace nedrepte. Pentru că la anul de grație 1538 se dusese bala germani, bala polonezi, bala sultan, să-l cârie pe Petru Rare și să-și apere averile plecându-și capetele și vânzând țara. Aceasta a fost, din păcate, elita civilă acestei țări, pentru că această țară s-a clădit din rațiuni militare de apărare. Când militarii au fost dați deoparte și înlocuiți cu toată scursura fanarului, a apărut politica democratică la care ne-am întors într-o clipită, într-o noapte, ca și cum ar fi existat un hiatus. Dar nu profesor, dar se respectă istoria. Democrația este puterea poporului. Dar acolo unde a fost democrația, poporul cine era? Poporul erau cei cu bani, cei care aveau, nu erau sclavii. Așa e și aici, tot democrație. Democrația e pentru noi. Democrația noastră este aceeași de la Constantinescu porcul la Constantinescu țapul. Adică politicienii noștri sunt aceiași. Foarte alte nume astăzi, dar îi căutăm în trecut și îi regăsim. Și cum resetăm clasa politică, domnule profesor? Cu regret trebuie să o spun că se pare că nu o resetăm noi, o resetează alții în interesul lor, care momentan coincide cu al nostru. Să vedem ce-i de făcut mai departe. E adevărat. Să încheiem emisiunea cu speranța că se va schimba ceva în bine. Dacă nu se va schimba ceva în bine, dispărăm. Trebuie să lăsăm toate urile deoparte, toate ambițiile deoparte, mai ales fudulia prostului,
și să ne aruncăm în direcția națională potrivită în maxim 2 luni din acest moment. Deci, în primul rând, încetarea războiului român-român. Asta este. Dacă războiul român-român dispare și canibalismul românesc, ca să ne mâncăm între noi, a dispărut, atunci ne vom putea pune instituțiile statului în niște pătrățele cât de cât în care să devină piloni ai susținerii statului național unitar. Cu inteligență, ca să fim lăsați să o facem, să le folosim limbajul lor de lemn și să-i păcălim. Domn profesor, îmi spun telespectatorii, deci credem în profețiile lui Sundar Singh, acelea că va apărea un român cu inimă de român? Niciodată. Aici asta sunt prostii, nu va apărea deci un român. Deci eu care mă mai ocup și cu ezoterismul vă spun că profețiile lui Sundar Singh sunt niște profeții false, n-am acut timp să explic într-o emisiune, doamnă, poate facem, n-au niciun fel de legătură cu ceea ce înseamnă niște predicții științifice. Mai aproape mi se pare, dacă tot telespectatorii vor să afle, să citească profeția călugărului Malachia irlandez, care până acum s-a adeverit 100%. Penultimul papă va fi un negru, după care biserica va dispare. Exact. Da? Exact. O ultima întrebare, tot pentru domnul profesor. Ați vorbit despre un lider care urmează să apară. Vor apare cel puțin trei. Da. Bun. Ce calități considerați dumneavoastră asta pentru telespectatori că îndeplinesc acești lideri sau măcar unul dintre ei față de cei care candidează la legile Trump că trebuie să aibă. De ce Trump? Trebuie să, că el este stăpânul. Unul dintre. Trebuie să aibă jur de 60 de ani. Da? Deci trebuie să fie pe final de carieră și să fi dovedit în carieră că stăpânește o meserie. Și i-ați identificat deja, știți, pe cei trei? Sau să zicem că stăpânește o meserie. Trebuie să fie cunoscut cât de cât în politică. Da? Nefiind suficient de sus ca să poată fi cumpărat și să fi dat rateuri până acum, să fi trecut dintr-o parte într-alta, trebuie să fie cunoscut mediatic ca om integru, vertical, da, vertical și așa mai departe. Un om pentru care nu va fi nevoie decât de 3, 4, 5 prezentări în televiziuni ca lumea să vină să adere și așa mai. Sunt personaje. Am greșit atunci când am dat un exemplu prin Ioan Aurel Pop, care era băgat la televiziunea română, la TVR, în fiecare zi. Păi, idee națională, istorie și așa mai departe. Corespundea, din punctul meu de vedere, exact profilului american. Ăștia au niște fixuri, 5.000 de poze individului, dacă are, faceți de președinte sau de șmecher, unii n-au, faceți de președinte și au pierdut chiar și când au câștigat alegerile, mă refer la Năstase și așa mai departe. Deci omul trebuie să fie acceptat, pentru că ăsta este trendul. Până și Suedia, Norvegia au partide balaman naționale, numai România nu. Și închei cu orice risc. Un partid național adevărat se poate face de jos, de către noi, dar nu se mai poate face de către biserică, nu se mai poate face de către masonerie, nu se mai poate face de către servicii. Că nu ne pot vinde aceeași ciorbă reîncălzită de 7.000 de ori. Nimeni nu mai crede așa. Exact. Da, domnule general? Eu sunt optimist. Se poate și mai rău. Și, nu, sunt optimist pentru că tot Mircea Eliade, la un moment dat, spunea într-una din cărțile lui un lucru care m-a urmărit foarte mult timp. Și Mircea Eliade spunea ceva de felul următor. La un moment dat, se poate întâmpla, datorită condițiilor istorice, sociale, ale vremurilor, cum spune el acolo, statul român să dispară, momentan. Dar poporul român nu va dispare, poporul român este nemuritor. Au mai trecut și alții peste noi. Cred în ideea de popor român nemuritor, cred în România și rămân sub acest tindar cât am să pot să scot un cuvânt și mor din groapă să spun chestiile astea. Dumnezeu, poporul român s-a născut în spațiul tracic între Don și Balaton. Exact. În secolele 3 înainte erei noastre, 906, la ultimul episod, 3 înainte erei noastre, 5, după pregătirea Aureliană. Când apare poporul acela cu căciuli și boi mulți care are pământul și care au pseudo-episcop și aia, care zice roman. Sau român în limba lui. Da. Bun. Între Cracovia, care este nume românesc, și Beoția și Focida în sud. Într-o mie de ani ne-am redus la mai puțin de o zecime. Și acest proces continuă. De ce? Funcționăm perfect ca unguri, pentru că suntem prin sânge, contribuție culturală și toate cele la etnogeneza lor ca popor, principalii contributori, funcționăm perfect ca sârbi, funcționăm perfect ca polonezi, funcționăm perfect ca ruși, numai ca român nu vrem să funcționăm. Asta este nenorocirea. Apa trece, pietrele rămân. Apa trecând roade piatra până rămâne atâta. Și aici am ajuns. Într-un rest din ce am fi putut fi. Dacă. Capul pleca să mea lui taie. Așa ne gratulăm. Nicio problemă. Îl calcă cizma care îi frânge gâtul. Fă-te, frate, cu dracu până treci puntea. Și când ai ajuns la jumatea punții, dracu te-a aruncat în hău.
Întotdeauna ne găsim soluții, întotdeauna puțin de inteligență, dar nu vrem să punem osul să materializăm soluțiile pe care le-am găsit. Să căutăm întâi vina în noi, ca să putem stopa dezastru care este continuu. De 1000 de ani ne tot restrângem, suntem pe care de a pierde ultimul bastion. Stopăm și ne extindem. Pentru că un popor care nu se afirmă în fața lumii prin marile lui valori, își merită soarta. Domnul profesor, o frază. Atât. Deci, important este să nu mai ne certăm, că cearta vine de la diavol. Cel mai bine e să ne batem, pentru că bătălia e ruptă din rai. Nu, cel mai bine e să punem dracului mâna să învățăm carte, că am renunțat de vreo 30 de ani la carte. Așa este. Mulțumim mult pentru prezența în emisiune. Sper că și cu altă ocazie ne vom reîntâlni în aceeași echipă. Mulțumesc telespectatorilor care ne-au urmărit. Bună seara. Ne vedem luna viitoare la aceeași oră. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. L-am testat timp de 2 săptămâni, l-am purtat asupra mea. Mi-a amplificat biocâmpul vital în așa fel încât am avut o rezistență mult mai mare la expunerile pe care le știu din viața mea și care de obicei știu când mă obosesc. Nu știu ce e înăuntru și ce face și cum face, dar cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. Torsorul original la mine a funcționat. Vă atragem atenția asupra unui produs care e cunoscut mai de mult pe piața noastră, dar puțin știu de adevăratele proprietățile lui. Acest dispozitiv este bun dacă îl ții aproape de tine, 2,5 metri. Este foarte eficient, pentru că este pasiv, e presetat pentru a avea o energie, cum am spus eu, deci torsionică, te învăluie practic într-un câmp de protecție. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat și știți că are efect oriunde vă aflați. Mi-a părea o durere aici deasupra inimii. Am fost la doctor, mi-a schimbat tratamentul, tot degeaba. Ei, de când am torserul, iau tratamentul într-adevăr care mi l-a schimbat, dar tot mi-apare durerea. Cum mi-apare și pun aici în sutien, nu mai am probleme. Când obosesc prea tare, stau prea mult în picioare, mă doare coloana. Și atunci dacă mă duc în pat și mă întind și îmi pun torserul la coloană, îmi trece aproape imediat, cam în 10 minute, un sfert de oră. Torsul m-a ajutat foarte rapid în cazul durerilor de inimă. Cum l-am pus în zona inimii, jumătate de oră, nu mai mă durea mușchiul, oricum la inimă, așa, deloc. Adică m-a lăsat foarte repede, imediat. Vă aduceți aminte că vă povesteam, bac am probleme cu glicemia, bac am probleme cu greutatea, bac am probleme cardiace, bac că sunt insomniacă. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Deci eu vă sfătuiesc, pentru orice problemă de acest tip, un torser este un bun la casa omului.